ori trebuie să spui nu. Câte feluri de nu sunt? Un nu prietenesc, un nu încrezător, unul sfidător, unul enervant, poate unul speriat, poate un nu rușinos, poate un nu neatent sau un nu timid. De ce nu un nu vesel? Poate un nu furios? Haideți să descoperim împreună în această cărticică minunată de la editura Univers Enciclopedic Junior câteva feluri de nu. Se întâmplă într-o zi de joi. Doamna Mimi iese pe balcon. Ține în mâini un tort cu cireșe. Vreți câte o felie? Îi întreabă pe copiii vecinilor. Doamna Mimi face cele mai bune torturi din oraș. Nu, mulțumim! Răspund Luca și Tania, oftând adânc. Fiindcă promiseseră că nu mai mănâncă nimic dulce înainte de masa, de seară. Nu, mulțumesc, spune Emil. Lui nu-i plac cireșele. Nu, mulțumesc, spune și Matilda. Ea este încă sătulă după masa de prânz. De felul ei, doamna Mimi este o femeie veselă. Dar acum s-a săturat de atâtea refuzuri. Ce rost are să-i spui mereu nu? Până și domnul Florian de la Casa de Economie a spus, iarăși nu, tortului ei. Deși, de data aceasta, ea își dăduse toată silința să iasă bine. Domnul Florian îi răspunsese foarte prietenos. Însă un nu este un nu și doare, consideră doamna Mimi. Cine are nevoie de cuvântul ăsta fără rost? Nu, se gândește ea. Când stă seara afară pe balcon, în clădirea de vis-a-vis, luminile se sting încet, încet. Mai întâi la Emil, apoi la mansardă, la Luca și Tania și în cele din urmă la Matilda. Domnul Florian a încuiat de mult ușa de la Casa de Economii și a plecat acasă. Doamna Mimi își soarbe ceaiul, se uită la stele și se gândește la el. Oh, da, spune ea și suspină din adâncul inimii. Și atunci se petrece ceva. Pe cer se vede o stea căzătoare și cea mai mare și mai frumoasă stea pe care doamna Mimi a văzut-o vreodată. Dacă vezi o stea căzătoare, trebuie să-ți pui o dorință, iar doamna Mimi chiar asta face. Își dorește din tot sufletul să îi se îndeplinească, să dispară de pe lume cuvântul nu. Nimeni nu are nevoie de el, spune ea, apoi stinge lumânarea și se duce la culcare. A doua zi dimineață, soarele strălucește pe cer, păsărelele ciripesc și o pală ușoară de vânt aduce în casă mireasma florilor. Ai dormit bine, dragul meu? Întreabă tatăl lui Emil. Emil n-a dormit bine. În camera lui a fost un țânțar care a băzăit tot timpul și în cele din urmă l-a pișcat. Emil ar vrea să spună nu, însă nu poate să rostească acest cuvânt. Binișor, spune el. Apoi se frige la limbă cu ciocolată caldă. Aoleu! Luca și Tania iau și ei micul dejun și aproape ca în fiecare dimineață Tania își necăjește un pic fratele. Vrei cumva și un cârnat în musli? Întreabă Tania. Acum Luca ar trebui să zbiere. Nu, nici în gând. Luca poate să zbiere foarte tare, crede Tania. Apoi ea ar spune, de ce? N-are gust bun? După care ar chicoti și ar pune cârnatul la loc în farfurie. Așa este jocul lor. Însă astăzi Luca nu spune nimic, absolut nimic. Tania îl privește descumpănită, apoi lasă cârnatul plin de grăsime să cadă în bolul de musli cu căpșuni. Ce altceva ar fi putut să facă? Nimeni nu mai reușește să pronunțe cuvântul nu. Oamenii nu pot nici măcar să mai clatine din cap, iar când doamna Lazar de la librărie încearcă să găsească prepoziții cu care să pot să respingi ceva în alt mod, nici asta nu se poate. Nu poți nici să scrii acel cuvânt, nici să-l tipărești. Copiii cred că asta e foarte amuzant și le adresează adulților tot felul de întrebări la care aceștia răspundeau de obicei cu nu. Poți să mănânc un castron de jeleu verde la masa de seară? Îl întreabă Emil pe tatăl lui. Tania îi întreabă pe mama și pe tata dacă poate sta seara cât vrea ea de târziu. Luca vrea într-una dulciuri, iar Matilda vrea să îi se citească încă o poveste la culcare, deși mama ei a răgușit de atât a citit. Copiii sunt uluiți de cât de repede se plictisesc de asta și își dau seama repede că există multe situații în care ar avea urgentă nevoie de un nu. Așa nu se mai poate, spune Emil. Da, strigă Tania, trebuie să facem ceva. Tania n-a mai îndrăznit să iasă pe stradă de când bărbatul acela a invitat-o să urce la el în mașină. Trebuie să-l aducem înapoi pe... strigă Tania, se înroșește la față cât de tare, se forțează să-l spună, însă nu poate rosti mai mult decât nu. Dar cum putem face asta? Întreabă Matilda. Nici măcar nu știm unde a dispărut.
Atunci trebuie să aflăm, spune Tania. Ar fi putut să caute mult și bine, însă din fericire, Matilda trebuie să meargă după amiază la coafor să se tundă. Și tot din fericire, adulții cred mereu că atunci când copiii răsfoiesc o revistă de exemplu, nu ascultă ce se spune în jurul lor. Și, din fericire, tocmai atunci doamna Mimi își face unduleuri la păr, fiindcă vrea să-l invite astăzi pe domnul Florian la un tort cu piersici. Așa că Matilda aude întreaga poveste despre steaua căzătoare și marea dorință a doamnei Mimi. Ea închide revista și o pune la loc pe raft. Acum nu mai are vreme de tuns. Când Matilda se întoarce la ceilalți copii cu noutățile, au și ei vești pentru ea. Am descoperit cum putem reuși să-l spunem pe... exclamă Emil. Trebuie să cântăm, spune Tania. Atunci hai la doamna Mimi, strigă Matilda. Cei patru încep să facă mult zgomot. Luca lovește două capace între ele. Emil bate toba, doamna Mimi iese afară pe balcon, iar cei patru cântă cât pot ei de tare. Poate cântă un pic fals, însă nu contează. Important este ca doamna Mimi să înțeleagă despre ce e vorba. Îl vrem pe nu înapoi, căci fără el totu-i greoi, pe nu să-l folosim am vrea, căci el chiar ne va proteja. Vă rugăm deci mult de tot, dați-ne-l înapoi pe loc. Îl vrem pe nu înapoi, căci fără el totu-i greoi, suntem mai puternici cu nu, veți vedea, asigur acum. Vă rugăm deci mult de tot, dați-ne-l înapoi pe loc. Însă de ce e atât de important ca uneori să trebuiască să spui nu? Pricepe doar când îi explică copiii. Înțelege că nu poți spune da unei felii de tort cu cireșe dacă ai promis că nu mănânci nimic dulce înainte de seară. De asemenea, înțelege că uneori poate fi vital să poți spune nu. Ea își acoperă fața cu mâinile. Nu și-a imaginat în ce pericol i-a pus pe copii. Chiar și ea ar fi vrut să poată spune nu atunci când coafeza a întrebat-o dacă ar vrea să-i facă niște șuvițe verzi și mov în păr. Apropo, spune Emil, domnul Florian este alergic la dulciuri. El nu va spune niciodată da unei felii de tort, completează Matilda. Vai de mine! Doamna Mimi suspină adânc. Ce-i de făcut acum? Întreabă ea, uitându-se neajutorată de la un copil la celălalt. Luca are o idee. Diseară se vor întâlni cu toții la doamna Mimi acasă și se vor uita după stelele căzătoare. Timpul trece foarte greu. Oare va mai apărea vreo stea? Întreabă Matilda. Acolo! Strigă deodată Emil. Și într-adevăr pe cer se văd stele căzătoare. Cade o adevărată ploaie de stele. Doamna Mimi oftează. Își dorește cu mai mare ardoare decât prima dată. Și toți îi vin în ajutor, dorindu-și același lucru. Chiar și Tania, deși ea aproape adormită. A doua zi dimineață, tatăl întreabă pe Emil. Ai dormit bine? Nu! Exclamă vesel, fericit. De fapt, a dormit buștean. Și Tania îl întreabă pe Luca. Vrei să mănânci musli cu un viermeniel? Nu, nici gând! Zbiară Luca. Apoi își strânge sora în brațe atât de tare încât aceasta aproape că se înăbușe. Matilda îi adresează mamei sale o mulțime de întrebări. Poți să-mi faci un nod de nas sau ai mai spus atât pe tavan cu capul jos? Iar la fiecare nu, ea dansează prin cameră de bucurie. În acest timp, doamna Mimi răsfoiește o carte de bucate, budincă cu prânz sau tartă cu ceapă și bacon. Asta sunt sigură că îi va plăcea. Apoi ea închide cartea. Cred că trebuie să merg la cumpărături. Doamna Mimi este foarte entuziasmată cât trece prin piață. Le face cu mâna copiilor, iar aceștia îi fac din mână la rândul lor. Dar doamnei Mimi îi mai face cineva cu mâna. Este domnul Florian. Mă bucur să vă întâlnesc, spune el. Din păcate, eu nu prea sunt cu prăjiturile. În schimb, fac cea mai bună tartă cu ceapă din oraș. Pot să vă invit să gustați? Uluită, doamna Mimi deschide și închide gura, dar nu se aude niciun sunet. Acum trebuie să spuneți ceva, strigă Tania. Nu pot să spun. Aceste invitații zâmbește doamna Mimi, făcându-le copiilor cu ochiul. Asta înseamnă, da? Întreabă Emil. Exact asta înseamnă, răspunde doamna Mimi și tot.